Bărbatul de 51 de ani a provocat un adevărat scandal într-un bloc situat în cartierul Brăilan, Obor. Pentru că nu se mai înțelegea cu fosta sa concubină, brăilanul a amenințat-o pe femeie că o va ucide atât pe ea cât și pe cele trei fiice ale ei. Nervos că nu este lăsat să intre în apartamentul celei cu care s-a iubit timp de 8 ani, bărbatul recalcitrant a scos un cuțit și a început să bată cu pumnii și picioarele în ușă. Intervenția rapidă a jandarmilor a făcut ca întregul scandal să nu se transforme într-o tragedie. Ce ai pătit? Am oprit. Ce faci cu ea? Să omor pe nevastă. De ce? Cum o cheam pe nevastă? Nu vreau să omor. Cum o cheam? Adela. Cum? Adela. Adela? Da. Când? Și unde te duci tu acum? Să omor. De ce? Când să omor. Dar ce ai pătit? Jandarmii au reușit să-l depisteze pe bărbatul turbulent pe o stradă din apropiere, iar asupra sa au găsit cuțitul în lungime de 32 de centimetri. Unde e? Stai acum. Unde e? Aici. Da. Armal. Stai acolo, vezi, poate miști. Bărbatul recalcitrant a recunoscut în fața jandarmilor că în trecut a petrecut 17 ani după gratii pentru omor. Ai mai fost închis? Filmează. Pe ultima arăbuc 17 ani, degeaba. 17 ani pentru ce? Pentru ce ai făcut 17 ani? Ha? Pentru ce ai făcut 17 ani? Pentru omor. Pentru omor? Da. Și acum vrei să joci pușcărie? Da. Dar de ce v-ați dus acolo și... Pentru că trebuia numai să fii lângă mine. Păi ce vreați dumneavoastră acolo? Și la bine și la urmă trebuia să fii lângă mine. Deci, dar dumneavoastră ce, deci, cu ce gând v-ați dus acolo? S-o chem acasă. S-o chem acasă, da? Da. Bun. Da, dar ia gândiți-vă că acolo, în apartamentul acela, mai stau trei copii minori, da? 16, 14 și 4 ani, corect? Corect. Dar totuși v-ați dus cu un cuțit acolo, da? Da. Bun. Și vi s-a dat drumul la ușă? Nu. Nu vi s-a dat drumul la ușă. Și după aceea ce ați făcut? Unde v-ați dus? Un echipaj de jandarmerie a reușit să-l depisteze pe bărbatul recalcitrant pe o stradă din apropiere. Asupra acestuia a fost găsit un cuțit în lungime de 32 de centimetri. Ca urmare, jandarmii au întocmit bărbatului actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Cuțitul găsit asupra bărbatului a fost predat polițiștilor din cadrul IPJ Brăila.